Salut și bine, am găsit la un nou episod din The Sims 4, hai să continuăm. Max, ce faci? Ok, el vorbește, are nevoie de social skill. Și după aia zice să facă ceva de mâncare. Iar Andreea vorbește cu cine? A vorbit cu Julissa puțin, ea zice la muncă. Îmi place că pleacă în costum de asta de astronaut, că bine, au promovat-o recent. Și el a muncă până la ora 4, e Space Cadet. Probabil se duce pe misiuni și chestii de genul ăsta. Înainte nu era așa, înainte... Ați văzut și voi de unde a început. A început ca ceva simplu de tot. Se ducea, nici n-avea un costum special și mai deja e astronaut, ce a avansat în carieră. Max, el în cât timp se ducea la muncă? În 4 ore. Problema e că... Ia du-te tu și fă ceva de mâncare rapid. Că după asta nu mai ai timp și nu vreau să rămâi flămând. E destul de aiurea că nu poți să-ți iei ceva de mâncare la muncă. Adică te-ai gândit că, bă, e vreun magazin sau ceva, sau poți să-ți iei mâncare la tine. Da, în jocul ăsta întâlază. Ok, și discuss color theory at museum. E inspired. Bun, bagă și mănâncă rapid. Și Andreea mănâncă și ea ceva. Bagă și tu. Andreea pornește munca într-o oră. Să aibă grijă să nu o rateze. Mac Junior, tu ce faci? Ți-ai regenerat energia, da? Bun. Ce trebuie să faci tu e să vii să mănânci tu o felie de-asta, grab a serving, pe care te duci la baie. Și tu începi munca în 12 ore, așa că poți să o sun pe tipa aia. E de-i... Send text, nu... Cancel, find job, ask on a date. Ask on a date? Hai să facem ask on a date. Și să o chemăm pe tipa aia la o întâlnire, ceva. Ce sunet să scoate Max? E mai bine că l-am lăsat cu barbă, pentru că acum poți să-i deosebești între ei, Max Junior și Max. Vezi că ăsta-i tatăl și ăsta-i fiul. Și că reach comedy level 5, ia uite. Bun. Cât de fain ar fi dacă ai putea să faci chestia asta și în viața reală, adică, pac, te învârți așa un pic și gata, te-ai schimbat. Make 2000 from video game royalties, deci să facă jocuri acum ca să îl promoveze. Bun, o să-l punem asta să facă când vine acasă, de la muncă. Până una alta. Tu nu mai ai nevoie de mâncare, du-te rapid, lasă și chat-ul. Da. Pe ea o să o chemăm la o date, dar du-te la baie mai întâi. Fugi la baie. Ask on a date. De fapt, hai să nu-i dăm ask on a date, pentru că bara verde nici nu e mărită. Mai întâi vom face altceva. Vom da invite to hang out at current lot. O chemăm în vizită pe la noi, mai întâi. Și după asta, abia, o invităm la o întâlnire sau ceva. Cassandra Gott will be right there. Ah, asta-i fata lui Bella Gott. Call over. Așa, băi, ia-o-te mă și pe asta, deci... What? Kiss hands, ha? Direct la calculator să băgat. Tu ce faci? Drink. Lasă drink-ul ăla, pe bune. Cum ați venit? Lasă-l acolo. Ai treabă. Așa. Ia să vedem. Tell engaging story. What? Ah. Nu știu ce a făcut. A vrut să-i pupe mâinile. Ha. Sexy pose. Offer rose. Buyout offer. Rival company contacts Max privately and offered to buy the new feather light speaker. Max can sell out. Or stand by the product. Keep the product. Performance gain medium. Uite că a mers. Bun. De ce nu se înțeleg? Nu. Nu vrea. Ah, shit. Trebuie să... Shit. More choices friendly. Deep conversation. Nu. De ce cu ei, cu bara aia? Nu. Flatter, trebuie să creștem bara verde mai mult, mai...
Ask about day, more choices, friendly. Compliment outfit. Embrace. Get to know. Da, trebuie să mărești și bara verde mai mult. Deși și bara aia, uite, s-a mărit, dar... More choices, romance. Hai să facem și un flirt. Ce faci, mă? Ia uite, mă, s-a așezat la calculator. Pe bune. More choices, friendly. Hai să move in, nu. Compliment outfit. Unde se tot duce... Păi, ce faci, mă? Ia uite, mă, s-a dus să se joace el. Pe bune. A venit fata la tine și tu te duci să te joci? Pick up line. Asta nu știu dacă merg pick up lines, dar hai să încercăm. Friendly. Uite că i-a plăcut. Tell joke about mimes. A venit Zoe. Hug. Flirt. First kiss. Hai să încercăm first kiss, hai să încercăm, nu știu dacă o să vrea. Da, hai să vedem. No, shit. No. De ce? Friendly. Compliment outfit, more choices, romance, flirt. Și hai să continuăm cu friendly de acum. Deep conversation, more choices, friendly, compliment outfit. Uite, crezi că amândouă, deci când îi dai pe flirt, crezi că amândouă, când îi dai pe friendly, crezi și doar aia verde. Faza e că nu prea poți să riști cu flirtul. Uneori ați văzut că nu merge, da? Friendly. Brighten day, așa. I should really get going. No, let's hang out. Vrea? Cred că vrea. Compliment appearance. Express admiration. Kiss hands. Tell funny story. Na, și le și vezi care-s cu... Care-s funny, care-s... De exemplu, Kiss Hands ăsta e... cu inimă. More choices, friendly. Color theory. Tell jokes about mimes. Merge, aproape am ajuns cu bara aia la mijloc și bara cealaltă se mărește și ea. Și avem ceva la muncă. Oho, 1000! Bravo, Julisa, și... Holy shit! Max face 2000 de bănuți? Doamne! O grămadă de bani. Share secret. Tell engaging story. Friendly. Compliment outfit. More choices. Romance. Flirt. Max săracu e obosit rău de tot. Are fanul alb. Minim. Ia du-te tu aici și dă-i un play game. Play ceva. Click block. Ia asta de aici. Așa. Și stai așa. Punem asta în coșul de gunoi. Max săracu nu mai are energie deloc. Hygiene-ul e la pământ, așa că să-i dăm și un take shower. Și pe asta îl punem la somn direct. Băgăm aici sleep. Julissa deja doarme. Mac Junior, ce faci? Te descurci? Compliment appearance. De unde? Ah, shit, uite asta. La gunoi cu el. Nu merge să-l dai la gunoi, se pare că o să-l duc aici. Offer rose. Acum cred că ar trebui să meargă offer rose. Ha? Uite că acum vrea. First kiss. Hai să vedem, merge first kiss-ul. Uite că a mers. Poți să mai dau first kiss, adică primul sărut. Woohoo in observatory. Has to be girlfriend. Trebuie să mai mărim. Confess attraction. Whisper seductively. Și pe asta îi dăm un... Telefon story, more choices, romance.
Blochius. Hai să mai mărim bara aia. E bine, îmi dau tot felul de opțiuni aici, dar... nu așa... direct. Mai mărim puțin bara și aia verde și aia la altă, Whisper Seductively. More choices... try for baby? What? Deja? Block, yes. Adică abia a cunoscut-o și deja ai de try for baby. Crest chic. Embrace. Flirt. Passionate kiss, uite asta. S-a mărit bara mai rapid aia de romance decât aia de friends. Sexy pose. Așa, kiss, invite to stay the night, profess undying love. Invite to stay the night. Să invităm să stea noaptea asta la noi. Dar degeaba. Chat. Faza e că a sleepover sounds great, deci clar nu se mai duce la muncă. Max Junior. Kiss. Care-s chic. Nici n-aș vrea să mi-ai dau ask if single. Ai să-i dau, dar știu că e single. Confess attraction. Professor Undying Love. Uite, bara e la maxim. Has learned Cassandra is single. Bun. Așa, și mai hai să mărim și bara cealaltă. E că nu e neapărat, dar... Bad Grim Strategy. Fraps a decis că nu mai vrea să înregistreze, nu știu de ce, așa că am revenit. Eram aici cu Max Junior. Passionate kiss, uite, ask to be girlfriend, era acolo. L-am văzut pentru o secundă și acum nu mai apare. Kiss hands. Hai să vedem, poate ne apare din nou. Ask to be girlfriend, uite asta. Bun. Ok, Cassandra just became the girlfriend of Max Junior. Ok, prieten al Max Junior acum. Hai să putem să-i dăm un woohoo în rocket ship. De exemplu. Sau... de ce s-au dus amândoi în baie? Ea vrea să ducă la baie, ar trebui să o lași. Sau nu? O să duc amândoi în rocket ship. Ah, uite, are alt focus tu. Se duc să facă uh-huh în rachetă. Bun, și-au plecat. Hai să vedem ce fac ceilalți. Celebrate Andreea's birthday by throwing her a rocking birthday party. E ziua Andrei. Așa că o să trebuiască să facem... să-i facem ziua. Ia să văd. În cât timp? Chiar acum, cred. Your team is ready to age up, perform the blowout candles, make a wish. Ok. Bun, hai să-i facem ziua Andrei. Julissa, tocmai s-a stricat asta. Shit. Replace. Dă-i aici. Dă-i un planned social event. Și hai să-i facem ziua Andrei. House party, dinner party, wedding și birthday party. Să aducem noi... deci birthday sim cine e? Andreea... dar care din... să vedem. Care din ele? Holy shit, amândouă! Stai puțin. Și Roxana aproape și ea e adult. Ok. Bine, s-au întors Max și prietena lui. Am uitat cum o cheamă, stai așa. Cassandra, da. Bun, Julissa, ia bagă tu... de ce ești embarrassed? A intrat peste cineva, cred, când era la baie. Uite aici și dă-i un... unde-i mai?
Oh, te duci de cool. Nu. Vino încoace. Plan social event. Și ai birthday party. Și le facem la amândouă deodată ziua. Bun. Party party. Party sim. O să avem două. Andreea și cu Andreea. Pe aia la guests o să avem pe toată lumea din familie, bineînțeles. O să-l aducem și pe tipul ăla că e amuzant. Să-i aducem și pe ăștia, de ce nu? E că nu prea cunoaștem noi. Nu prea avem foarte mulți oameni pe care îi știm. Așa că o să chemăm și noi pe cine avem prin listă pe aici. Știți toți? Așa, caterer. Cine să fie caterer? Hai să dăm hire. Și mixologist tot așa, hire. Entertainer, tot așa. Și o să facem la... Aici, chiar acasă, nu mergem în altă parte, n-are niciun rost. Deja a început ziua. Entertainer needs a piano, birthday celebrance needs a cake. Ok, piano. Piano. Asta e un pic mai scump. Uite să-l pun pe ăsta, că e mai ieftin. Faza e că nu știu unde aș putea să-l pun. Afară? Singura locație unde aș putea să-l placez. Și pot doar în poziția asta. Ok, lăsăm așa. Și trebuie să facem tort. Mergem aici cu că... Ah, și s-au îmbrăcat în costumele astea de Halloween. Da, nu contează. Cook și dăm chocolate cake. Replace. Cook și dă-i chocolate cake. Și pe celălalt o să-l facem, nu știu. Toată lumea zice la frigider. Bă, lăsați-mă să fac și eu chocolate cake-ul. Nu vrea să facă bake a cake, nu înțeleg de ce. Cook. Ah, că e, există caterer deja. Dar caterer-ul a făcut. Bun, există caterer, dar cum îi spun să facă tort? Ar trebui să facă ea tort fără să-i... An impression, compliment our choices. Unde se duce asta? Că e mixologist. Bun, și stă la barul de sus. Bun, și am impresia că nu e aia tipa care face mâncare. Tipa care face mâncare e alta. A, e asta, uite-o. Deja s-a stricat din nou, e a doua oară. Băi, nu prea te pricepi. Adică, ask to leave. Lasă că fac eu. Lasă că fac eu că nu prea te pricepi. Și acum abia putem să facem noi chocolate cake. Și pe asta mai facem un... chocolate și de vanilie nu are oare? Are strawberry, blue confetti, n-are vanilie, dar să facem strawberry, cred. Sau bake cake, hai să facem un blue confetti, cred. Mai bine. Blue confetti. Și bagă și fac acolo. Nu știu ce face Julissa. Ok, gata, l-a făcut. Să vreau să-i dea add birthday candles și lua ăla. O grămadă de mâncare. Tipa asta ce face aici? White cake. De tipa aia face și ea un tort. Hai, Julissa, bagă. Știu că te pricepi. Bagă acolo. Uite, a pus și ea lumânările. Și pune și lua ăsta... Add birthday candles. Și mai să vină Andreea. Oh, shit. Uitați-vă ce costum s-a îmbrăcat. Change. Formal 1. Ok, bine așa. Du-te și de aici blowout candles. Și Andreea cealaltă coboară și du-te și tu și dai blowout candles ăsta albastru. Nu poți să-i dai blowout candles? Poate doar celebrate.
Ok, Andreea asta tocmai s-a transformat în adult. Dar Andreea asta altă ce nu merge? Ok. What? Ați văzut ce făcea? De ce nu vrea să facă... Că și ea... You seem ready to a job, dar... De ce nu vrea? Mi se pare foarte ciudat că o singură fată a putut să facă hijab. Resume white cake, hai să fac Julissa tortul ăsta la alt. Hei, toată lumea mănâncă tort. Julissa, fugi și fă tortul. Unde? Îl faci? Și nu are loc să-l facă sau ce? Reward. Happy birthday, enjoy some festive balloons, they're in your household inventory. Ah, s-a terminat ziua. What, poți să-i dau blood candles? This will age up your sim, dar nu vreau asta. Andreea, tu ar trebui să poți să dai age up aici. Și mi se pare foarte ciudat că... A, uite, blood candles, acum mergem. Probabil nu mergea decât la o singură fată cât era ziua de naștere. Bun, și acum și Andreea asta la altă. Bravo. N-a mers? Ah. Bagă. Bun, și Andreea asta la altă, uitați-vă și la ea. Bun. Iar Roxana, ea ce face? Poate să dea hijab? Încă o zi până la hijab. Îi facem și ei hijab în curând. Dar, da, cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!